Uite aici, Dacian Arareș-Radu spune etapele păsturii, cred că văd eu bine, păstura. Spune Este cel mai etapele. important să decizi la ce fel de păstură vrei să faci. E albina, eu făceam păstură pe stupii pe care aveam colectoarele de polen. Și albina era motivată să culeagă. O motivam și eu, îi și cream apetitul și făceam un truc. Colectam polenul și pe urmă, în stânga sau în dreapta, eu aveam față de colector, aveam bureți. Și când deja ea era prinsă în lucru, să culeagă pe polen, la un moment dat eu îi liberam acei 2 centimetri sau cât erau. Ei, se crea un tiraj de polen acolo, pe ușa din spate, cum se spune, și care este următorul lucru? Dincolo de a motiva-o, era important să am cele minim 2 rame de culoare închisă, în poziția 2 și 3, ca să vorbim așa, din stup. Și pe urmă să vină partea de dezvoltare a cuiburului. Când acestea erau bătute bine, nu rămâneau acolo. Bătute bine, nu găsești la postură sau la polen, nu găsești celula plină, o găsești maxim 3 sferturi. În general e cam 60%, între 60 și 70% din adâncimea celulei găsești polen bătucit în ea. Ei, din poziția aceasta, când vedeam că începe să aibă luciu respectiv, o mutam în partea de exterioară, nu interioară a cuibului, în partea cealaltă opusă. Deci ar veni a doua sau a treia ramă din partea opusă ordinișului. Flanca partea lantă, iar în locul lor băgam altele. Colectam și polen și au fost momente când am colectat bun polen și ramele erau full, fiindcă era motivată. Bine, era stimulată cu sirop, al familia de albine, că ea dacă nu-i dai sirop, ea are cu intenția să se ducă după sirop. Iar dacă eu vreau să am păstură sau polen de la, să zicem, salcâm, acele familii care erau bine, aveau o structură de polen, ca să zic așa cum se spune, știi? Aveau o proporție mult mai mare de puiet larvar decât de puiet căpăcit. Atunci când ea are o asemenea structură, ea are motivație să-și facă rezervă. După ce a mutat rama și era plină, umplută cu miere, căpăcea peste păstura respectivă și era căpăcită, rama aceea o extrageam de miere. E greu de extras, că e grea și trebuie să lucri cu finețe, să pui în centrifugă toate ramele să fie de păstură. Trăgeai mierea, o băgam în stup ca să-i lingă partea de miere, iar pe urmă băgate la congelator, tăiate cu șuvițe sau băgate rama întreagă, depinde cum vrei. Dar eu tăiam șuvițe și în felul acesta puneam într-o caserolă de plastic bine etanșată și o lăsam acolo să congeleze și când aveam un lot minim de anumită cantitate, făceam extracția cu mașina respectivă. Se lua parcă și o mașină, Da, îmi amintesc. o am și aici în Franța, am luat-o cu mine. Nu, inițial am vrut să o fac, să o dau la cineva că vrea să o cumpere sau să facem un truc în România, ca să-și facă păstură pentru familie, pentru fetiță și nu, am luat-o cu mine în Franța. Dar nu fac industrial, fac pentru mine. În România am vândut, să știi. Am făcut și pentru familie, așa am și vândut. Nu N-am. știu cu ea, sincer. Nu știu, nu m-a întrebat. Eu am întrebat, pe mine nu m-a întrebat nimeni de Dar postură, nu eu m-a întrebat nimeni. am vândut la prieteni și nu numai la prieteni cu kilogramele. Deci n-am stat să vând la borcanele. În schimb, am găsit nu unul, mai mulți, care vândă în piață lăptișori de matcă la raft. În soare, în bătaia soarelui, în sticluțe. N-au nicio taină. Și cumpără nemțoai cele Și de mai ești, mai sunt și nemți, știi? Da. Bă, da, la raft, l-am întrebat așa discret, dar nu se degradează. Da, nu, la piciorul de matcă mi-a explicat că nu, că este cel mai bun aliment, că zeii îl mâncau, că nu știu. Nu știu ce pot să spun.
Eu aici am vândut în Franța. Uite, colegul a întrebat care sunt etapele păsturii. Eu, sincer, nu prea înțeleg la ce se referă. Etapele de Eu producere a știu doar păsturii, ce vreo. am spus, cred că la asta. Da, bănuiesc. Cred că la asta, eu asta am interpretat-o, Eu de știu asta am doar. vorbit. Eu știu doar trei etape. Momentul în care aduce polenul, îl îndeasă în celulă și îl lasă la fermentat. Da? După care el se transformă în păstură prin o reacție anaerobă, adică în lipsa oxigenului, o fermentare fără oxigen, și îl căpăcește după aceea. Mie mi se pare altceva interesant. În chestia asta, lucru Scuze, care. mai vreau să fac o recenzie aici, vin să te completez. Îndesarea în celulă nu este seacă, este produs, se realizează cu un liant, cu o enzimă care o produce Da. albina, ca să producă acea Sigur. fermentație lactică. Dar mie mi se pare altceva interesant. Păstura, așa cum o privim noi, da. Hai să privim păstura din punctul de vedere al albinei. Deci, o face. Din polen o face o rezervă, așa, și după care o acoperă acea rezervă cu miere. Ca să ajungă la acea rezervă de păstură, abia trebuie mai întâi să îndepărteze mierea. Sau dacă trebuie, și mă gândesc, mierea în altă celulă, amestecă păstura cu miere, că e un pic de lucru, nu? Uite, aici ar trebui să lămurim un lucru. Păstura este cea care s-a fost pusă și ținută sub miere. Știi? Da. Partea ce se întâmplă, deci nu tot polenul devine păstură. Nu, Polenul care a fost recoltat și lăsat în aer, deci n-a fost dus la partea finală și pe urmă acoperit cu miere, ăla este un polen pentru consumul doicii. Când ea Ok. își face rezerva, procesul ăsta este cu un alt hirurg, cu altă viteză. Nu vezi acele șuvițe, cele coronițe în stand-by. Când bagă ramă, bagă ramă. Și când ajunge să o consume, nu e un pic Clar că neplăcut să ajungi mai întâi în miere, după aceea în păstură. puteți să știi că n-am stat de vorbă O cu el. amestec. Dar n-am stat de vorbă cu ele, o să le chem la un pahar de hidromel să-mi povestească dacă le place întâi să mănânce mierea și pe urmă să ajungă la păstura. Da. Eu cred că mierea aia este de mutată. Da, fermă. Cum? Nu. Cred că. Sau e un alt fel de miere, sau. Sau Nu. e o altfel de miere, sau. Nu. Oricum, ceva e acolo mult Este mai altfel decât altfel. O miere, dar eu cred că mierea respectivă este mutată ca să se poată consuma păstura respectivă. Da. Înțeleg. Asta e percepția mea, cât cuprind eu și cât știu. Nu știu eu pe tot. Vă mulțumesc mult pentru răspunsurile care mi le-ați dat Cu drag. și vă las. O seară frumoasă. Cu drag. Noapte bună. Noapte bună. Cu drag. Toate bune, sănătate. Ce zici? Mâine e sâmbătă, nu? Da, mâine e În sâmbătă. toată Oprim aici. lumea asta. Oprim aici live-ul și mai povestim în spate puțin. Că e destul ca live. Mă, eu sunt un leneș patentat, dar să se culce lumea așa de vreme, bine seară, nu mi s-a mai întâmplat. Da. Da, oprește, urăm tuturor sărbători fericite în continuare și toate cele bune La mulți ani, multă și sănătate cei care servează. și Ion și Ioane. Și Să ne Ionele. auzim cu bine. Noapte bună. Tuturor Închid. Ionelor și Ionelor, la noapte bună.